Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 9 din 16.01.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Vâsănești, județul Bacău, în data de 22 ianuarie 2018, orele 16. Proiectul ordinei de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare și prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Comunitară pentru Sanitizare Bacău, ADIS. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local Vâsănești numărul 31 din 19.11.2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Comunitară Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2018, care vor fi prestate de către beneficiari venitul minim garantat din Comuna Vâsănești. Punctul 6. Diverse. Supunem la următ proiectul ordinii. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Înainte de a intra pe ordinea de zi, supun la următ procesul verbal de la ședința precedentului. 28 decembrie 2017. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Așa, înainte de a intra la ordinea de zi, am înțeles că este un reprezentant al Asociației Sportivii și rugămintea mea este să mai vorbim unii peste alții, poate și doamna secretar sportivii. Te vorbim oricât și până mâine, dar să nu vorbim unii peste alții așa. Să scrii, da. Nu vorbim separat, unul într-o parte, unul într-o parte, unul peste alții. Mai bine, bună ziua, în primul rând. Am venit din partea Asociației Sportive Vâsănești, adică echipa de fotbal a Comunei Vâsănești. Noi am înființat această echipă de fotbal pe 8 august 2016. Cum vă numiți în primul? Mazilu Ovidiu Valentin, președinte Asociației Sportive. Am făcut o cerere către domnul primar și către Consiliul Local Vâsănești pentru aprobarea anumitor fonduri. Noi avem nevoie pentru susținerea meciurilor de fotbal de o anumită finanțare și de achitat anumite taxe. Acum rămâne la aprecierea dumneavoastră, dacă vreți să ne ajutați. Vă pot spune și cheltuielile în parte, dar e în funcție de an, nu e în funcție de noi. Da, puteți să ne spuneți și cheltuieli sunt ocazionate la nivelul unui campionat sau cum o denumiți. Avem o taxă anuală de plătit către Asociația Județeană de Fotbal Bacău, de 750 de lei. Avem vizii anuale pentru jucătorii de fotbal, care costă 25 de lei pe jucător. Acum că jucătorii să fie legitimați, e în funcție, la fel de campionat. Arbitrajul pentru un meci acasă este 335 de lei. O să avem în medie cam 15 meciuri pe an acasă. La fel pentru organizarea meciurilor acasă, trebuie var, pentru trasat, pentru toate celelalte. Plus că ne mai trebuie bani pentru deplasări, pentru că avem meciuri de deplasare, la fel trebuie să fie cam 15 pe an, și bani pentru echipament sportiv. Știți că deja avem problema cu doamna de acolo, cu mingile, echipamentul se rupe, și tot așa, mingile se pierd. Cam astea sunt cheltuielile care le avem noi. Care ar fi o sumă care ar vrea să fie local, anual, o sumă anuală? Eu cred că undeva la 15.000 de lei ne-am descurcat. Un an întreg. N-ai uitat să treci cartonașele galbene, roșii? Aici vine o diferență. Nu o să ajungem la 15.000 acesta e minimul cu ce am spus. Cheltuieli, ca să-i spui
O să, păi, o să ajungem. Acolo n-am pus cartonașe galbene, dar nu ajungem nici la 15.000 cu arbitraje. Da? Este o marjă de eroare. Eu cunosc foarte bine că eu m-am ocupat de Caracolul. Eu mă ocup de mai jumătate de echipa asta. Cunosc foarte bine aceste cheltuieli. Sunt necesare. E nevoie de arătat, pentru că dacă vreți să păstrăm tradiția, să păstrăm sportul și Florin a jucat, și eu știe ce înseamnă, că noi umblam cu căciula de la fiecare și strângeam bancul peste bac ca să putem să supraviețuim. Sâmbătă aveam juniori, duminică senior, în divizia B. Era foarte greu. Pentru că e eșalonul jos, dacă se promovează la nivelul de divizia B, asta nu e prevăzutor. Dacă, dar n-ai spus nimic de ea. Dacă se promovează la nivelul de divizia B, sunt alte taxe. Sunt mai mari. Da. La școlă e o taxă. Cât ai zis? 750 de lei. Deci 50 de lei. Mai bine după aceea să mai să fie până la 200 de milioane. Dacă o fi cu asta. O schimb proiectul hotărârii, o să fie ceva. Bine, asta omul și-o plăiește la legea care prevede 5%. Nu vorbiți toată la o conferință. Deci și legea care 5% se acordă pentru sport din bugetul local. Cât prevede legea, nu poți să acordă. 5%, parcă am așa înțeles. Da. Da. Trebuie făcut terenul la Bursănești, ca să nu mai fie problemă când se duc mingile la acolo. Acolo aceeași problemă aveți și acum cu confiscarea mingilor. Da. Trebuie luată măsura înălțării, în locul 2-3 metri. Două plase. În ce siguranță puteți face? Cât să-l mai înălță? Să nu cadă nici pe casa ei, nici interesul în care plasa ei. Asta știu că era de acum 15 ani aceeași problemă. E aceeași problemă, nu. Am insumată. Terenul la Bursănești trebuie mărit, el nu se încadrează, nici terenul la care acum nu se încadrează, în parametrii care cere Asociația Județeană. La Caracol mai trebuie 3 metri lățit. Ca să se încadreze în minimum 45-90 minimum. Spuneți trocațe de joc. Singurul care la ora actuală din comună, e la Plătești. Și până la urmă, dăm la pace cu Lina. Noi am acoperit. Noi când jucam, am acoperit acolo. M-am luat plasă de la Buzău, de la Țalina, am adus, am pus pare, am luat ăsta. Da, și da. I-am acoperit ăsta. Avea dreptate și pe mine. Ducea a fi asbest pe ăsta. Dar acolo, dacă mai luăm două plase, să mai înălțăm o leacă și să sunt mai laterale... Subiectul problemei era dacă putem asta sau nu, deci așteptăm sumele care ne se vor transmite la buget și probabil că o să vină în februarie, când ești eu și atunci la ședința de aprobare a bugetului o stabilim funcții de sume, sumă care eu aș vrea să se plăteze. Ar vrea să-l întreb pe domnul, cam ce camere va trebui vouă pentru dezbrăcat-îmbrăcat la un stadion? Că nu cât? 4 pe 4, 2 pe 2, cam metri pătrați vorbesc. Acolo e rezolvată treaba, că îți găsește sala de școală. Vorbesc eu acum. Vorbesc eu. Voi vorbește de vreo. Deci ce camere va trebui dumneavoastră ca să vă dezbrăcați? Pentru că eu, la Mihăiță Ilie, să strâng un grajd. Și eu vreau să adun toți bolțarii de acolo și așa o să ne trebuiască câteva grinzi, să facem o cameră acolo, monitorizăm cheltuială de loc, numai acoperișul să fie probleme, să aducem să facem acoperișul. Eu sunt acolo în spatele lui și o să mă vreau să adun toți bolțarii care sunt buni, îi dau deoparte, că sunt mai pe cineva să zâdească acolo. Deci, cam câte camere ar trebui să fie? 6 pe 4. 6 pe 4, nu? De Georgescu, e o problemă acolo. Deci, acolo este izlaz comunal și nu putem transfera, deci în cazul în care... Nu, o să ne rugăm din Mihăiță și ne dat de la el. Așa da. Este foarte greu să scoatem din... Dar nu trebuie să scoatem. Da, dar trebuie de fere la Bâsănești. La Bâsănești, la Bâsănești. Da, la Bâsănești, la Bâsănești. Da, îți trebuie două camere de gaz de oaș. Deci trei camere.
arbitri, ai de arbitri, poate să fii 3 pe 3. Da, poate să fii pe 3 ori. Da. 3 sau 4 ori, depinde cât îți deleg. Observator. Dar avantajul trebuie mai mare un pic. Avem 6 pe 4, cel puțin. Deci, la prima dată, posibilitate, dacă vrei să strâng el, fac un putul. Și păcat, cu care este să vorbim în pământ, să nu facem. Ce se face un zid acolo? Și la tic. Vreau să iau și cuvântul de aceste încăpere și profit de faptul că și domnul președinte al asociației. În momentul de față se folosesc sălile de clasă de la școala Brătești. Nu știu dacă vă este cunoscut domnul președinte, dar sălile de clasă le folosiți așa, lăsați mizerie în urmă după ce vă schimbați echipamentele, vă așezați într-un mod neconfortabil pentru elevi și pentru ăsta, pe bănci și așa mai departe. Că s-au văzut lucrurile astea, da? Sunt copii care urmează cursurile de învățământ în acele săli, iar dumneavoastră când vă jucați fotbal și le folosiți, vă bateți joc efectiv de mobilier și de tot ce este în sălile de clasă. Știți lucrul ăsta? Dumneavoastră, eu nu pot să răspund pentru ce fac sunteți președinte de asociație. Aveți obligația să vă instruiți, știu eu, partenerii sau în ce relații sunteți cu ei. Să nu stricați. Acum fiecare cu educația. Înțelegeți. Aici este problema. Vizajul deschide baraca de acolo din față. Și la asta vreau să vă primar. Baraca este foarte bună, dar noi în Liga a 5-a putem să o folosim. În Liga a 4-a nu se mai poate folosi acea baracă. Pentru că jucătorii adversi și arbitrii vor trece pe drum. Și nu avem voie. Trebuie să fie în interiorul bazei sportive. Da. Aceeași problemă vreau să ridic și față noastră, domn primar. Vă rog să luați măsuri. Sălile de clasă pentru a învăța copiii, nu pentru a se dezbrăca și îmbrăca jucătorii de la nu știu ce echipă de fotbal. Da? Da, da. Pentru asta sunt sălile de clasă. Dacă le folosesc, nicio problemă să le folosească igienic, așa și în strict concordanță cu morală, așa ar trebui. Pentru că noi avem copii și nouă ni se cere niște măsuri sanitare acolo, așa, și vine oricare. Eu de unii să știu că dacă oamenii ăștia au urmat niște, știu eu, măsuri din astea... De dezinfectare și mai departe. Așa este. Nu se poate. Eu n-am nimic împotrivă, sunt de acord. Dar dacă vă interesați, o să aveți aceste afirmații și de la persoanele care lucrează în școală. Da, mi-au zis. Nu se poate nici așa. Eu am înțeles ideea, da, suntem pentru, să avem echipe, să avem tot, dar haideți ca să ne respectăm unii pe alții, în primul rând, da? Și avem copii la școală. Copiii au nevoie de igienă și să înveți în condiții, nu să vină, găsesc tot felul de obiecte aruncate pe acolo când începe lunea sau când au ei cursuri. Da, da, așa este. Vă rog și dumneavoastră, domn președinte, transmiteți-lor coechipieri sau ce vă sunt ei în relație cu dumneavoastră, să respecte și ei lucrul ăsta. Că școala nu e pentru Asociația Sportivă Brăsănești, școala Brătești. Este pentru a învăța copiii. Este doar o soluție da. Să o respecte. Dacă se fac vestiere, e tot mai bine. Deci, ascultați-mă. Deci, în primul rând, asociația este o entitate privată. Terenul de fotbal este în domeniul public. Nu vi se percepe nicio taxă, nimic. Măcar respectați condițiile care vi s-au oferit. Atât vă rog. Nu cred. Dar nu avem ce face. Dacă adversarii pur și simplu, asta știu să fac, ce putem face? Atât am ce am zis. Atât am zis. Vorbim de ce se face? E ceva civilizată. Veniți la noi să jucați, dar suntem oameni, nu? Adică chiar se pot urma niște reguli de civilizație, de bun simț. Poți să nu se mai forțeze domnul primar din partea instituțiilor publice, știu eu, omul de serviciu sau femeia de serviciu să strângă și să facă curățenie după cu echipierii de la echipele de fotbal. Ei nu sunt obligați să vină acolo să strângă. Dar bine, condiția în care le se vor face vestiere înseamnă că trebuie să-și angajeze. Dacă ei nu fac curățenie, trebuie să-și angajeze omul de serviciu. Să-și facă. Deci, la momentul de față, vine personalul de serviciu cu curățenia din școală și strânge după echipele de fotbal și așa mai departe. Aici ești gazdă, normal, n-a trebuit, după ce pleacă la sală, să faci cu curățenie. Bă, ești gazdă. Poate eu când mă duc de acolo, e aceeași poveste. Nu faci, nu faci gazdă. Dar dacă vine acel personal de serviciu, solicită să-l plătiți în zilele din sâmbătă. Nu vorbesc de persoană. Nu, vorbesc de persoană. Nu, dar zic așa la modul general, da? Dacă vine, trebuie să-l plătiți pe zi, da? De ce să vină personalul de serviciu în timpul lui liber să-l strângă după alții? Că el este plătit pentru școală, nu pentru altcineva. Da, dar nu este muncă declarată, așa
Nu, nu, nu intrăm în detalii, doamne, că mai. Dar primul rând, și așa că folosești tipul umană și nu nimic. Noi când jucam, ne schimbam și unele cu alte. Dar noi plăteam om. Deci îi plăteam. Îi dădeam, urmat de bost, că îi dădeam ceva. Ăsta, nu prin cuvântul meu. El marca cer, el, el ăsta, noi, ăsta. După noi, făcea curățenie. Nu avea nicio treabă. Bună! Răspunsul pe care îl putem da acum, așteptăm să vină sumele pentru buget și luăm o hotărâre și votează atunci la buget în funcție de ei. Să scoatem bugetul, vedem cum este. Vă transmitem. Cum este aprobat bugetul. În funcție de asta. Dacă e momentul să mai ajutăm suportul română. Nu știu. Până la echipa asta, dacă nu greșesc eu, acolo 10 ani, fără avea măcar o echipă. Știu, nouă suntem la un nivel atât de înalt. Suntem profesioniști, dar e un început. Dacă vrem să începem... Da, copiii așa, trebuie să facă sport, ca să nu mai fie obez. Putem atrage copiii, putem înființa echipe de juniori, altfel nu se poate. Și fără susținere nu se poate. Noi am avut susținere privată până acum, dar e cam greu. E puțin cam greu să tot țină oamenii aceia. De aceea avem nevoie de o sumă alocată de către Consiliul Local și ceilalți care vin lângă, e cu atât mai bine. Divizia de mai are cu junior? Nu, nu. Nu ai. Ai doar junior care trebuie să iei în teren, obligatoriu. Nu trebuie să ai o echipă tineret. Dar în schimb sunt celelalte campionate pentru juniori. Ai toate cluburile de juniori în parte. Deci, în principiu, v-am zis că o să fie, când o să ajungă bugetul, o să-l dezbatem, o să dezbatem înainte și dacă găsim oportunități, suntem pentru a menține. Mai știu să-i spune la punctul ăsta. Deci, astăzi nu o să plecați cu un răspuns, deci cu vii să vă dați suma de deci, până nu vin... Am vrea măcar să vă vorbim, da. Nu, eu cred, domnul, nu vrem cât. Domnul primar, ok. Gata, dau cuvântul domnului primar, dacă vă faceți să vă promit o somn sau ce, ce să promită. În funcție de bugetul deci, care o să-l primim. Eu conduc ședința ca să nu putem să vorbim civilizați, că așa e astăzi. După aia o să fie altul și o fost altul mai devreme, prin rotaș. Deci nu eu stabilez dacă vi se dă o sumă sau nu. Eu nu mă conduc ședința de astăzi, înțelegi? Nu astăzi. În principiu va fi da. Nu știm. Dar când o să facem. Deci o să fim de acord. Dar bineînțeles. Până la subține bugetul, atunci sunt abogați. Astăzi ați venit cu puterea să punem discuții și... Noi avem uitați înregistrat ce ați lăsat pentru asociație, să punem dosariem, totul. Deci, atunci noi vă mulțumim pentru... Nu pot să vă spun că vă dau prima... Da, da, da. Sunt bani. Noi am vrut să vedem dacă este bună... Acordul de principiu acordul este... De principiu, da. Este acordul de principiu. Întâi să vedem ce sume vin la buget. Și indiferent ce sume vin, vor fi alocate în limita legii, în procent de... Deci ca să aveți și răspunsul final. Corect. Deci din buget se va aloca... Mulțumesc frumos. În limita legii, un procent pentru așa ceva. Bine, se va lua în calcul și prioritățile. Deci trebuie să aveți în, în vedere și dumneavoastră. E o prioritate. Sunt multe priorități și astea, dar... Da, asta e mare, dar e mic. Da. La o sumă mică, da. În principiu, da, suntem de acord. Propun să intrăm pe ordinea zilei. Dăm cuvântul domnul primar să... Aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare pentru concesionarea gestiunii servicii de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de sanitizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe bază a strategiei de dezvoltare a acestora. În urma adresei ADIS
Bacău, numărul 2796 din 20-12-2017, care a fost înregistrată la Consiliul Local al Comunei Bâsănești, sub numărul 5110 din 21-12-2017, propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeu în județul Bacău, având în vedere prevederile contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011, încheiat între Consiliul Județean Bacău și Ministrul Mediului Pădurilor, în vederea implementării proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Cunoscând prevederile documentului de poziție, precum și actul adițional numărul 1 al actului adițional numărul 2, documentul de poziție, precum și prevederile planului anual al evoluției taxelor și tarifelor pentru proiectul SIMEDES, menționez că potrivit statutului asociației, județul va fi beneficiarul proiectului devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate pentru investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociații. Având în vedere cele anterior menționate, în rolul care îl are Comuna Bâsănești în ceea ce privește atribuția asociației de pregătire și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o competiție unitară a programelor de reabilitare, extindere și modernizare sistemelor de utilități publice existente, a programelor înființate a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare și utilități publice cu modificările și completările ulterioare și de articolul 16 alineatul 3 litera A din statutul asociației, spunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare pentru concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeu în județul Bacău. Nu scriem la cuvânt pentru dezbatere. Să scrie cineva ce a cuvânt. Proiectul de hotărâre. Eu mă scriu. Domnul, dacă mai e cineva. Deci, eu vreau să aduc în discuție câteva elemente din contractul ăsta de delegare a gestiunii. Din punctul meu de vedere, am observat că totuși el este făcut așa cu titlul generic. De exemplu, nu avem data când începe contractul. Care ar fi data când începe? Nu este menționat în contractul prezentat. Probabil să zicem așa. Acest contract de delegare a gestiunii, deci el este, deci va funcționa în paralel cu proiectul care este managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău, nu? Acest program se referă la delegarea gestiunii pentru deșeuri, nu? Nu. Deci aici haideți să luăm, vedem cine sunt părțile, vedem obiectul contractului și să vedeți că asta este. Obiectul de activitate al acestui contract este asigura serviciul de salubritate. Așa scrie aici la obiectul contractului. Deci obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în delegarea de către delegatat, către delegat, dar nu știm cine e delegatul, că aici nu s-a menționat. Are altă denumire în contract. Se cheamă parte, am văzut, și nu delegat. Dar asta se spune, că ar fi poate o eroare de redactare. Haideți să o luăm de la început, doamna secretară, ca să vedeți și noastră. Așa mi-a fost transmisul de la test, știți? Da, dar trebuia puțin adaptat la cerințele care sunt. Dar deci, nu adaptam eu, în niciun caz. Deci uitați așa, haideți să o luăm la părți. Ia uitați la părți. Avem un delegatar care este adisul Bacău. Deci, în tot cuprinsul acestui contract, să face referire la delegat. Dar ca parte aici în contract sunt denumiți părți, nu delegat. Cine este delegat? Adică cel care preia. Aici s-a denumit altfel în acest contract. Deci nu este obligat. Am spus. Bun. Durata contractului am observat că este de 23 de ani. La articolul 6 de la contract, dacă verificați. Deci este durata contractului.
Având în vedere că acest contract de delegare a gestiunii trebuie să meargă în paralel cu, cu contractul care a fost încheiat pentru proiectul management de, managementul deșeurilor în județul Bacău, care a fost aprobat în 2010, așa e, domnul vice? Da. Așa. Ăsta are o durată de 23 de ani. Aprobându-se contractul inițial în 2010, el este la fin, așa cum am spus și la ședința din noiembrie, când ne-ați dat și un plan tarifar, merge până în 2032. Sunt 23 de ani din 2010. Noi suntem în 2018. Acest contract va depăși contractul inițial pentru proiectul managementul deșeurilor în județul Bacău? Vă spun din ce am studiat eu. Deci, contractul ăsta nu are nicio treabă cu contractul cu Romprest. Asta este contractul. Mă refer la un proiect, am spus proiectul management. Cu groapa cu deșeurile selective. Deci nu m-ați înțeles, am să spun. De la Onești. Avem un prim contract cu proiectul managementul deșeurilor în județul Bacău, da? Da. Deci avem un prim contract. Acest contract care se delegă în gestiunea, se delegă în baza acelui contract, nu? Nu știu ce se vede. Vedeți? Ei, ăsta are o durată de 23 de ani. Iar contractul inițial se termină în 2032. Dacă s-o potim din anul 2018, 23 de ani, vom depăși mult acea, acea limită. Și noi nu avem voie să... Și scrii tot aici, uitați în alineatul 2, spune, contractul nu poate fi prelungit decât o singură dată, cu jumătate din perioada inițială. Asta înseamnă 11 ani jumate. Da, nu știu, ăștia juriștii, ei au... Da, da, vedeți, noi astăzi, noi astăzi trebuie să dăm un vot. Da. Dacă există o reevare de redactare, ar trebui să, să fie adaptată la zi. Pentru că proiectul inițial a fost în 2010, noi suntem în 2018, iar noi de la dat, și spune aici că contractul este valabil de la data semnării, ceea ce din punct de vedere juridic este corect. Și ca să duceți pe 23 de ani de aici încolo, se presupune că anul ăsta se semnează, vom trece mult de 2032. Ceea ce nu este voie. Că noi nu avem voie să prelungim contractul. Problema e că eu nu cred că contractul ăsta este făcut de cineva pe totuși, contractul ăsta este făcut de niște zbiri. Dar nu puteți delega mai mult decât în perioada inițială. Dar nu delegăm noi. Numai noi. Adisul. Numai noi. Deci adisul prin noi. Da. Eu zic că din punctul meu de vedere, deși are niște erori de redactare și ar trebui adaptat la, la zi. Din punctul meu de vedere. Și v-am spus, în tot contractul se referă la o parte care se denumește delegat. Deși în, aici la denumirea părți, nu se denumește așa. Iar o eroare de redactare. Pentru că produce cu consecințe juridice, dacă se ajunge într-un litigiu. Ca să știți ce dumneavoastră. Și atunci haideți să cătăm cine e delegat. Păi aici se denumește PAC, uitați. Împreună, uitați, se scrie aici, la chiar la început. Ar fi trebuit să se numească delegat și nu parte. Că în restul contractului găsim numai delegat. Nu denumirea de parte sau părți. Deci, e, are o eroare de redactare. Nu una, de fapt are mai mult. Da. Dar... Dacă vreți, cu prinsul ăsta să vedeți că se face referire la un delegat. Dacă are un termen urgent. În sensul că și v-am spus, solicita prezența unui reprezentant de la... Ar fi trebuit să vină cineva de la ADIS să ne dea niște explicații. Sau cel puțin cel care este cu... care răspunde de problemele juridice. Care răspunde din punct de vedere juridic, așa este. Deci ăsta este, cum să spunem, un fel de contract paralel cu contractul, cu proiectul ăsta. Contractul care a semnat proiectul managementul deșeurilor în județul Bacău. Că nu poți să delegi gestiunii pentru alte contracte. Eu vă spun din ce știu eu. Contractul ăsta este alt contract în afară de contractul cu Romprest, care s-a făcut ăla, nu are nicio treabă, ăla e pe 8 ani. Va fi contractul cu groapa selectivă de la Onești, cu Ecosul. Deci, avem orice prestator de care colectează gunoiul peste 8 ani, se spune că nu mai e Romprest. Deci, domnul vice, dacă puteți să-mi dați un răspuns oficial, este bine. Dacă nu, ca opinie personală, da, este bine. Oficial, este interpretabilă. Nu mai e să văd. Vă dați, avem Ecosul de Sa, Big, Big, Sorti, nu cunosc limba engleză bine, sau și nu știu să o vorbesc. Și plus Anduna, Servimov, SRL, toți din București, din cât îmi dau eu seama. Da.
Parcă așa am citit undeva. Da. Aceste firme sunt la București. Da. Pentru dumneavoastră, aceasta cum am explicat. I-am dat, m-am dat 23 de ani. Dar, practic, contractul ăsta cu managementul deșeurilor, că acest contract care nu vrea să-l votăm, este tot același lucru, numai că se delegă gestiunea către alte firme, așa, el are 23 de ani din momentul de față, sau din anul ăsta presupun că îl aprobă. Dar 23 de ani de contractul inițial se termină în 2032. Ne-ar mai fi rămas nouă acum 17 ani să-i delegăm, nu 23. Pentru că s-ar considera prelungirii de contract. Deci acest contract nu are nicio legătură cu celălalt contract de 2010. Deci e contract... Nu, sunt paralel. Da. O să vedeți, deci dacă l-ați citit în cuprinsul contractului, se face o referire directă la contractul care a fost încheiat în 2010. Și în perioada de 23 de ani, depășim și noi nu avem voie să mandatăm pe cineva să prelungim contractul, că scrie în articolul 6 alineatul 2 de la contract, cu o singură dată se poate mandata, cu o jumătate din perioada inițială. Problema ar fi, o spunem la vot sau mai venim într-o altă ședință când o să fie discutat la altă opinia. Atât. Eu la ceva nu am de spus. Are erori de redactare. Eu atâta asta e opinia mea. Mai sunt înscrieri la cuvânt pe punctul 1 la proiectul ordine de zi. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine și împotrivă, pentru că lumea e foarte reticentă la ridica sau a ridica una. Cine sau abține? Ce să scrie? Da? Cine este împotrivă? Deci... Chelbuș și împotrivă ori nevoia, da? Chelbuș. Mă uitam și eu, zic, mai e ceva nu știu. Deci restul sunteți de acord? Da. Bun. Înainte de a trece la punctul următor, nu-i putem ajuta pe băieții. Pentru că asociația are domiciliu. Are sediul Ronești. Am aplicat hârtirea lor? Da. Păi vedeți că trebuie studiat și s-a făcut la discuția iurea, nu știu cât timp. Ei, s-a făcut la discuția iurea și... N-a vrut nimeni să... Noi n-aș fi urmă că mi-e... O trebuie clasa, proiectul ăsta. N-ar fi bine să... Totuși să... Niște clare. Niște clare. Să vii cineva să ne urmească. Domnul ăsta... Da. Na, noi... Da. Eu așa. Nu-ți mai probleme, domnul Georgescu. Trebuie adaptat frumos până la anul 2032. Așa trebuia durata contractului. Era foarte simplu. Da, deci următoarea ședință o să fie și ceva. Trecem la punctul 2 de ordine a ședinței. Dăm cuvântul. N-am mai dat la mine, nu se vede. Dacă nu se vede. Domnul primar președinte. Da, așa vreau mai este aici. La punctul 2 pe ordinea ședinței. Știu, dar nu se vede la mine. Da, un pic. Da, un pic. Da. Un pic de răbdare. Îi spune în motiv. Vreau să mă ridic Deci trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare a Dis Bacău. Inițiator? Cotizația domnului nu s-a dat în primul prima comune. Pentru comune popor. Dacă citesc o dată. Deci, majoritatea a primit materialele, puneți care este suma
Pentru comune cu o populație de 3.000-5.000 de locuitori este suma de 5.000 de lei. Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori, suma este de 6.000 de lei. Pentru comune cu o populație de peste 10.000 de locuitori, suma este de 7.000 de lei. Cotizația care trebuie să o dăm în fiecare an pentru ADIS. Deci noi ne încadrăm între 3.000 și 5.000 de locuitori. 5.000 de lei pe an. În scrie la cuvântul marginea proiectului de la punctul 2. Asta e inclusiv de numărul de locuitori. Județul Bacău. Nu știu. Nu știu. Punctul 2 pe ordinea de zi. Cine este pe el? Cine s-a abținut? Voturi împotrivă? Nu știu. Deci s-a votat în majoritate. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Băsăriești numărul 31 din 19-11-2000 10. Privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificări și completări. Inițiator, domnul botezat Geo, primar. Având în vedere directiva Consiliului European numărul 98/83/EEC, transpusă în legislația națională prin legea numărul 311/2004, directiva Consiliului European numărul 91/271, transpusă în legislație națională prin hotărârea Guvernului numărul 352/2005 ale articolului 8 aliniatul 3 litera A și ale articolului 9 aliniatul 1 litera B din legea serviciilor publice comunitare de utilități publice 51/2006 de publicare cu modificările și completările ulterioare ale articolului 3 litera A și litera A, ale articolului 11, aliniatul 2 și ale articolului 12, aliniatul 1, litera A, din legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 241/2006, republicată ale articolului 7 din legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică republicată, precum și ale articolului 16, aliniatul 3, litera A și ale articolului 21, aliniatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIBU, cu modificările și completările ulterioare. Legii numărul 241/2006, Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare cu modificările și completările ulterioare. Hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 19-11 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, numărul 9 din 10/01/2018, înregistrată la Consiliul Local Bârsănești, sub numărul 110 din 11/01/2018, adresa Consiliului Județean Bacău, numărul 367 din 9/01/2017, expunerea de motive a primarului comunei, numărul 119 din 11/01/2018, referat numărul 118 din 11/01/2018, înaintat de doamna Paisa, consilier respectiv urbanism. În termenul articolului 91, litera 3, aliniatul D și ale articolului 97, aliniatul 1 și ale articolului 36, 2, litera B și 6, litera A, punctul 14, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune articolul 1, anexa 1, la hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 19-11-2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se împuternicește domnul consilierul, având carte de identitate CEI seria 10 numărul 234958 în calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației. Articolul 3. La datarea în vigoare prezente orice alte prevederi contrare se modifică de drept
în mod corespunzător. Articolul 4, prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIBU și SC Companiei Regionale de Apă ESA Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Propun să scrie la curte marginea proiectului de la punctul numărul 3. Eu nu scriu, doamnă. Aveți cuvântul? Până încep, până cum scrie și altmeva? Da. Aveți cuvântul. Deci, ni s-a prezentat un master plan apă și apă uzată. Proiectul de hotărâre cuprinde modificarea anexei numărul 1. Ce s-a modificat? Care este anexa numărul 1? V-am spus în anexul de vechi. V-am făcut un anexul. Ați făcut, da. Ați putea să-mi explicați. Are 1700 de kilobaiți. Nu e asta problema. Ce se modifică? Efectiv. Era, exact. Era mai bine să ne scoateți. Să ne extrageți. E așa. Dar efectiv ce se modifică? Toată anexa? Toată anexa 1. Și vă spune și de ce în referat. Și vă spune și care este structura ei. Asta e tot ce am eu m-am mutat. Nu am văzut să spun. Se modifică asta. Nimic. Deci, articol, literă, păi, ceva. Nu, se nu. E vorba de faptul că deci, vă uitați un pic aici pe prima pagină a referatului, dacă l-ați listat. Să spun așa, în perioada 2013-2017, în județ, au fost realizate investiții în numărul 2017-2014, niște previziuni. Am văzut, exact. Astea am citit, le-am văzut. Și pentru accesarea fundurilor pe viitor, exact, s-a impus actualizarea documentației. Deci ea a fost valabilă la momentul la care a fost aprobată, pentru investițiile făcute în 2013-2017, urmând ca pentru accesarea de mai mult, să fie nevoie de modificarea anexei. Dumneavoastră, ce ne-ați prezentat este ce a fost din vechiul plan sau ce este din nou plan, n-am înțeles. Deci ceea ce ne spun și ei de la ADIB. Ar trebui să știm ce s-a modificat, efectiv. Nu am cum să vă spun, pentru că în momentul în care în 2011 am aprobat anexa aceea, am făcut imprudență, așa am listat-o și este așa. Deci de-aia v-am invitat, în măsura în care ați avut timp și interes, să veniți să desfacem toate. Deci sunt foarte multe PDF-uri. Chiar toată anexa asta s-a modificat, chiar toată. Eu mă gândesc, s-a făcut niște modificări, știu. Păi da, anexe au fost mai multe. Anexa nu a necesitat modificări și adaptări. La situația, să zicem așa, dar nu cred că a luat-o chiar de la capă să modifice tot master planul ăsta. Nu cred. Anexa nu master plan. Deci eu v-am așteptat toate zilele astea, sincer vă spun. Toate zilele astea v-am așteptat ideea că vom deschide acel fișier care v-am spus este enorm. Nu cred, da. Totuși trebuia prezentat efectiv ce se modifică efectiv la anexa inițială. Că, practic avem o anexă, aia nu se poate desfința și probabil se completează. Vă pot invita acum un sfert de oră, cred că e suficient. Dacă să un stic se poate, da. Nu pot, deci tehnic nu pot să-l transmit. Tehnic. Foarte greu mi s-a deschis și ceea ce am primit de la ADIB. Pe dumneavoastră n-ați primit. N-am primit. Și pe un stick nu se poate... Nu, acum. Deci este o modalitate tehnică mai avansată. Adică chestii care pe mine, cunoștințele pe care le am vis-a-vis de calculator, pe mine mă depășesc. Și am încercat să fac asta. Dar am reușit doar să-l izolez, tot fișierul acela, care v-am spus este de foarte mare titre, să-l izolez pe desktop, ca în momentul în care și totuși, din punctul meu de vedere, doamna secretară, din punctul meu de vedere, totuși, mă gândesc că această anexă nu cred că ar fi chiar atât de stufoasă, cum explicați, pentru că, văd aici, HCL numărul 31 din 2010. Are chiar așa anexa la această hotărâre din Consiliul Local. Da, dar noi suntem obligați să o și comunicăm în momentul în care am aprobat și atât. Tot a fost pe CV. Deci eu nu am cerut să mă dați asta, dar eu vreau să știu. Modificările efective. Acolo, într-adevăr, ne-ați prezentat master plan. Nu, 10 minute în pauză și mergem să... Nu, mai lăsați, că poate colegii nu mai pot să rămână să peste... Câteva minute. Peste timp. Nu, lăsați. Nu. Vă rog să veniți. Apropo de acest master plan. Da, eu atât am. Sondajul care a fost făcut în comună luna trecută, are vreo legătură cu acesta? Și dacă are legătură, ce influențe
Are. Dacă ați văzut și la biserică, și la biserică, și la curat, am vorbit și cu preoții, și o să duc la oameni ca să... Deci, are influență. Mai nou, asta mai nou. Dacă sondajul care s-a făcut. S-ar putea să fie discuții și după de asta. Deci să fac studiile astea. S-au investit foarte mulți bani europeni în apă și apă uzată, adică apă potabilă și apă uzată, și nu au oameni care se branșează. Deci sunt comune care m-am interesat și eu, și cred că v-am mai spus odată, e una pe Josem și al nu știu care, pe partea aia altă de serie, făcută cu bani. Nu știu cât la sută rambursabil, 2 milioane de euro s-a investit, 50 de abonați. Și acum Uniunea Europeană somează să dea bani înapoi. Și de asta se fac studiile astea. Completez la ce spuneți dumneavoastră, atunci este cum spunea și domnul coleg consilier. Este inutil să mai mergeți să mai cereți părerea cetățenilor cât în vreme când vine următorul proiect și noi cotizăm. Dacă tot cotizăm la acest master plan de apă și apă uzată, dar e sens să mai cerem părerea cetățenilor. Că atunci cotizăm de pomană. Dacă noi instalăm în comuna Bârsănești, plătim cotizația de pomană. Aia care urmează. Acum avem cât avem? 10? 100. Care? Următorul proiect. Cât avem? Cât plătim cotizația anuală? Nu, acum la Adic plătim 5.000 de lei. Nu, următoare. 1.000 de lei. Plătim cotizația de pomană dacă noi nu atragem aceste fonduri și nu racordăm la sistemul de apă și apă uzată. Așa e că plătim de pomană acei 1.000 de lei anual. Degeaba-i plătit. Încercăm iar, acum facem iar un sondaj. Din discuțiile pe care ne-am avut și zilele astea prin sat, în urma ședinței data trecută, să știți că au fost trimis pe teren persoane care nu au explicat anumitor persoane ce, la ce i-au pus să semneze acolo. Vă spun sincer. Și vă dau un exemplu. S-a dus la taică. Ne-a costit cât? Matale, vrei apă? Să băgăm apă și canale? Păi băi, tată, știi ceva? Eu am fântână, descurcați-o. Dar el nu vrea să înțeleagă și avantajele pe care le poate avea pe partea aia la altă. Deci ai fântână. Ce faci cu fântână? Să știți că persoanele care au fost pe teren, nu au eu am dat exemplul lui Taicu, care are o anumită vârstă. Dar vă spun că și tineret din această comună cu care a stat de vorbă, mi-au spus același lucru. Au venit și, bă, Mariane, vrei să semnezi sau nu vrei să semnezi? Dar pentru ce? Pentru apă și canal. Am fântână. Dar nu trebuie că am fântână. Da. Domnul Felix, este inutil. Nu! Am dreptate, să știți, pentru noi. Omul, dacă te duci să-l puteți semneze o tine. Explică-i ce înseamnă. Suntem asociația generală a acționarului. Deja noi ne-am asociat. Păi noi ne-am asociat. Este inutil această, acum, să mergem la acest test, cred că mai bine am putea spune. Că dacă vrea sau nu vrea cetățenii. Este inutil. Noi deja suntem asociați, că dacă noi nu urmăm, cum scrie, ați văzut cum scrie la securitate, plătim daune interese, domnule. Primăria Bursănești va plăti daune interese dacă nu urmează contractul. Păi, problema e că așa, pentru că e posibil sondajul ăsta să fie și în funcție de numărul de câți vor să aibă avantaj. Adică avantajele de a fi în fața. Păi de asta și fac sondajul ăsta, mă. Urmăm la Bursănești deocamdată nu vor. Băgăm în putare lor unde vor. Dar nu are nimeni importanță. Odată ce noi am aderat la Asociația Generală Acțională ADIP, noi suntem obligați să mergem cum este făcut statutul și regulamentul. Noi suntem obligați să mergem după asta. Dacă toți suntem obligați, nu ar fi normal ca cei care au mers prin sat sau care vor mai merge. Se facă lumea să înțeleagă pentru ce semnează acolo. Ascultați-mă, merg degeaba, pentru că dacă nu, noi nu vom urma așa cum scrie regulamentul și statutul care noi am aderat, noi plătim daune interese. Sau credeți că va merge la nesfârșit metoda de a scoate apa din fântână cu hidroforul sau de versa în râu ca menajer? Felix a pus să o luăm și pe partea aia. Hai să zic, 20% dintre oameni sunt care nu înțeleg. Dar eu cred că restul știu despre ce e situația. Că se vorbește de apă și apă uzată de 26 ani. Deci, de aici. Domnul, ce să vă explic eu. Deci, angajații care ați trimis pe teren, deci nu le-a spus ce are de spus la oameni. Da. Ne-a spus-o foarte fiind, eu am fost să termin rău, să termin rău. Care doresc și care doresc să faci analizat. Chiar dacă o fost în comisia asta care a fost pensată în rău, eu vă spun care e legislația. De exemplu, de la noi, de acolo, de la Leandra. Nu zice niciunul. Păi nu zice niciunul, dar aici e problemă. Hai să spun, cei care au apă pe conducție, nu ce unul. Deci, ascultați persoanelor, așteaptă ca și la comună. Vine de acolo, dar să nu plătesc. Domnul ei deja își dau seama. Băi, vine acolo, cum este și cel cu salubritatea, domnule.
Va fi obligatoriu. Corect. O să vedeți, o să fie obligatoriu. Așa că dumneavoastră degeaba va lăsa și așa să cereți cu fiecare. Nu facem noi, facem mulți, nu facem noi, așa să facem. Noi întotdeauna spunem. Păi de ce? De ce v-ați sperie? De ce v-ați sperie? Dar de aia să facem să sperie. Păi de ce? Întreb, de ce? Păi, eu întreb anul ăsta, de ce? De ce? Sau oricum e obligul unui european să le avem. Și trebuie să le facem. Ce? Acum să o facem peste 10 ani, dacă putem face unul. Aveți și noastră niște discuții acolo, în teritoriu. Hai, domnule, pentru tafă. Nu mai Bârsăneștiu. Ei iau funcții de aglomerări. Bârsăneștiu este cu peste 2000 de locuitori și prima prioritate o are Bârsăneștiu. Mai urmează ceva de lucrări. Dar spune clar în proiectul următor. Spune clar. Suntem în lista priorităților 2014-2020. Spune proiectul următor. Și hai să purgăm apă aici, deci, vă spun că am citit la un electorat tot dezabilitate, și pe apă. Și pe apă. Ne obligă. Ne obligă. Dar s-a hotărât o dată soarta comunii din 23 de ani. Și cu salubritatea și cu apă. Haideți să limităm în discuții, cât vorbim de degeaba. Păi vorbim degeaba, cum vorbim degeaba. S-a aprobat master plan în 2010, ca și cu ăsta, proiectul cu managementul deșeurilor, în 2010 s-au aprobat. Da. Noi acum purtăm niște discuții, care uneori sunt ideale. Nu, nu. Ce s-a votat asta? Ce se face asta? Îl punem la vot. Probabil e una din modificările la anexa 1, este asta. Da. Uite. Aici am descoperit o manifestare. Oricum e obligă să băgăm apă și dar cred că studiile astea sigur sunt cine obligă. Păi eu atent, păi văd când e obligat de ce s-a făcut. Cum l-a făcut cu noaile așa? Nu trebuie să măsurătoare s-a făcut. S-a făcut mă scăt. Da, s-a făcut. Domnul Tergesc, o să avem apă și canal. Asta este. Și o să avem apă. Și rost, care se nimăi de scrie. O să avem apă și canal. Fie care să vădăm, are nici problemă. Care bagă apă, tu ia pomerul, care nu bagă apă, dar ia pomerul. Dar nu poți. Deci și cei care nu vor să-ți bage apă, au nevoie de canal. Că diversează, de la mașina de răspălat, de la baie, de la spălătorul, fel de fel și... toți au nevoie de canal. Sunt soluții, domnul președinte, și cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Îți face fosă septică pe proprietatea lui. Poftim. Vine cu vidanjă și la revedere. Bun, dar asta e întrebare, vreau să vă întreb. E simplu. Cum se procedează, de exemplu, la mine? Da. Eu sunt parte de la cum va ajunge să vii în canalul din care vine pe să facem avare. Bombă ridicătoare. Cum? Bombă ridicătoare. Deci, matava e să ai o mică fosă în curte, canalul este în drum. La o anumită perioadă, pompa aia pornește și ridică de la matare în fosă, în canalul. Dar aia pompă tot eu o plătesc. Matava se plătește lumina. Nu neapărat de acum. Lumina, aia se plătește utilități. Aia o să de utilități. Utilități. Aia se plătește. Dar nu-ți muți casa nu, problema este altă și este bine. Ar fi bine să realizeze. Nu, eu realizez. Problema eu fac o fosă, cum a zis Costeluș, fac o fosă, eu o dată de an, sau pe două, la doi ani, la consilierii, la consilierii care au votat pentru Comuna Bârsănești în 2010, vă obligă să vă băgați apă. Eu aș vrea să vă întreb doar un singur lucru. Văd că se pune... Noi vorbim acum doar din Bârsănești. Da. Eu m-aș bucura să vedem până în 2020 și apă în Bârsănești. Păi și eu m-aș bucura. De ce cauză? Pentru că știu din surse sigure. Glodosul la momentul de față nu are apă. Bârsăneștiu, ca să vă mai spun un lucru, de unde nu este apă, de aici, de la școală sau de la primărie mai jos, de unde este termenul conducta cu apă, până la Guravăi, să nu exagerez 80%, dar 70% nu mai au apă deja fântânii. Da. Deci vă garantez eu că în situații de astea limită, omul nu mai spune că nu vrea. Păi da, eu ce spun? Pentru că acum omul nu înțelege și nu vrea, nu-și dă seama cât de important e lucrul ăsta. Nu mai are atâta cald, dar cum
Dar cred că apa e lucrul cel mai important într-o comunitate. Să punem la vot punctul 3 de ordine de zi. Cine este pentru? 2018. Cine s-a abținut? Voturi împotrivă? 2016. Trecem la punctul 4 de ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru ocuparea cotizației armale la Asociația de Dezvoltare Comunitară a Timpului. Să vă inițial, sor, domnul cotizatul Gemul, primarul comunii. Expunerea de motive pe la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară BAPEU, Antibă. Programul operațional de infrastructură mare privind extinderea de modernizare sistemului de apă și apă uzată în județul BAPEU, după cum urmează. Pentru județul BAPEU, 400.000 de lei. Pentru localitățile din rangul 1, municipiul BAPEU, 400.000 de lei. Pentru localitățile rangul 3, cuprinse în proiectul extindere și modernizare sistemului de apă și apă uzată în județul BAPEU, 20.000 de lei. Slănic Moldova, 3.000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. Noi putem la 1.000 de lei. Noi suntem prinși iar lista de priorități, domnule. Ce să spun? Putem? Înainte din mii aia de lei scrie lista de priorități de investiții. Îmi scrie la cuvânt pe imaginea proiectului din zi, la punctul 4. Ideea este că, așa cum a spus mai înainte, odată ce suntem membri în asociații, asta e cotizația pentru asociații. Deci nu este tot una cu alte taxe. Asta e cotizația pentru asociații. Cum se chinuie așa cu fotbalul? Cam așa ceva. Da, da, da. Dacă ăștia de cu fotbalul ne prinde o oră, trebuie să dăm jumătate la nu, trebuie să plătiți. Să punem la urmă. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Abținere împotrivă în mulțumesc. Trecem la punctul 5, ce ordine a zis. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2018, care vor fi prestate de către beneficiari venitul minim garantat din urma cursării. Inițiator, domnul Botezatul Geu, primarul comunii. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului. La domnul Grejna, 2016. Da. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2018, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Bârsănești. Dezăpezirea incendiilor, instituțiilor publice, precum și a ulițelor și drumurilor sătești în zonele greu accesibile utilajele sau dezăpezire. Curățirea de primăvară a zonelor aparținând domeniul public al comunei din vecinătatea instituțiilor publice, în primăvara primăria Comunei Bârsănești, școlile, clădirințele în localitățile componente ale comunei, respectiv Alpele Bârsănești, Plătești și Caracleu, curăța șanțurile existente pe marginea drumurilor comunale, pe porțiunile din extravilan, respectiv DC 153 Bârsănești-Caracleu, zona Rudubenea, DC 154 Bârsănești-Albele, zona Godosu, DC 158 Prăteștiu, precum și cele de pe marginea drumurilor locale și uliților sătiești din toate localitățile comune, de colmatarea podeților, podurilor și podeților de pe traseele drumurilor comunale și locale, săpa șanțuri pe toate porțiunile de drum acolo unde acesta nu există sau poate pot fi acoperite. Curățarea arborilor, pârâurilor, râurilor și zonelor și cu depuneri de, necontrolate de deșeuri menajere, decolmatarea arborilor care au îngustat drumurile locale și împiedică circulația autovehiculor în condiții de siguranță, tăierea, răparea și aranjarea lemnelor de foc la primărie, la școli și grădinițele comune, colectarea pietrelor din zonele depozitate de depozitare și încărcarea acestora în sac menajere în vederea predării și valorificării lor la firmele de profil, activități de gospodărie în beneficiul cetățenilor bătrâni aflați în stare de sănătate precară, orice alte activități gospodărești de interes local dispuse conform legii de către primarul Comunei Bârsănești în dispoziție. Nu scrie la cuvânt, domnul Blănar. Da, am văzut că domnul Caracolului
Beneta, de la care acolo auzești și plecă nimic. Și de ce o să ne ajungem? Din octombrie tot spun că pe aia după răcinilor aia după margine, chiar eu am plătit-o cu fiul meu, veneam de la Unești și venea autobuzul și a trebuit să ne-am băgat în mărăcine cu mașina mea. Și nu spun cum arăta mașina mea. Da. Trebuie, haideți odată să luăm mărăcinilor ajutoare, să fie tot mărăcine aia. Și, și oameni din sală au venit pe treaba asta, că îi mașina mereu acolo. Dar nu mai fost timp, Minsc, altfel că am văzut că am tăiat idealul mare la Plătești, dacă am văzut că am și postat, nu am mai avut timp. Nu, vine timp. Și o altă prioritate, am mai solicitat-o și o cer din nou. Haideți atunci când în ramurile satului, pe fiecare sat în parte și mănăstire, haideți să facem curățenie cu oamenii de ajutor. Este o rușine, vin oameni străini, nu vreau să spun, de exemplu, la capul de alb, acolo tot, de-a luna șanturile prin, cu bidoane, cu aruncă de mașină, cu cutii de bere, cu astea. Asta e, mă spun să vorbesc acum. E cinstea noastră, știi? Așa cum se face a primăriei, cu ordine și curățenie. Deci, dificilă de mine este că e la mănăstire, chiar și la mănăstire, tot aceea stau cu mărăcini, că mi-e luat pe amândoi și mi-e și marcica ababă, nu? Ababirea. Și o grea mașină și noi ce facem în fața consiliere acolo. Dar nu vine să facem noi consiliere, sunt cei care ne răspund și o să vină. Dar haide să facem, deci când scrapă acestea, să pregătim un pic de săptămâna aia, când la Caracuc, când la Brătești, când la Bățănești, când la Alpele, să fim un pic înaintea. Așa, îi punem și nu mai dovedem numai cu ei climul, pentru că asta a noastră e foarte mare, e pința acumulată. Problema e că ar mai trebui să mai avem și noi simțul civic, care îl aveam odată. Băi, mi-am bătut creanga în geam, mă, cobor și măcar cu mâna să nu mai bat. Așa e, nu, eu nu zic în sat. Nu facem curățenie la oameni în sat. Păi, la proprietarul, e vorba. Stați să vorbim. E vorba. Nu pot să spun și aici. Ce vreau la ieșire din sat. La ieșire din sat, majoritatea așa am fac. Adică, de exemplu, te la mâine, la de acolo și face mereu curățenie. Asta. E un exemplu. Posibil. Nu mă refeream numai la persoanele care are lotul cu ieșire în drum. Mă refeream și la ăla cu mașina. Și la ăla cu mașina. Uite și eu, înainte, chiar și înainte de a vedea. Mă, vedeam cum curge apa pe drum. Nu am avut ce să vin. Mă, opream cu revier cu ceva, îi dădeam un pic drum. Acum nu mai ia. Toată lumea așteaptă la primărie. Nu se mai poate. E suprafață foarte mare și nu se poate. V-am mai dat un exemplu cu o persoană de pe Valea Corbului. Veneam de la Unești și au zis că a început să țipe că de ce nu-i aducem oameni la ajutor să facă curățenie la poartă. Da. Și m-am ducit. Au pretenție și în curte dacă s-a ajutat. Da, da. Tăiat arborele, la țin pe acolo. Treceam în jos. O altă problemă aici. Haideți să facem o favazare, să tot punem mereu cu curățenia. Și nu punem numai pe două afișe, că nu le rupe și nu știu nimeni. Să facem de prăștiem, măcar la 20 de cați un afiș pe gară, cu curățenie, tot timpul. Și dacă tot îl atenționez, tot îl atenționez, poate o să ia măsuri. Să-și facă fiecare în dreptul lui, să mențină. Da. E cinstea noastră, la urma urmăr, a celor din primărie și a consiliul local. Domnul Fârlan. Am văzut că, de ce băieții care trai spine, nu le obedesc. Avem un bun de excavator care trebuie să aibă tocător. Mai cum să nu dovedești cu tocătorul, Vasile, când s-a cumpărat tocătorul, cine l-a cumpărat, n-a făcut întâi, băi, ia să vedem tocătorul ăla, se potrivește, nu merge, nimic. Gata, a cumpărat tocătorul. Bă, stai, cumpărat tocătorul. L-am cumpărat. Tocătorul stă lângă perete. Că nu merge. Tocătorul este cu un debit foarte mare de ulei, ceea ce bun de excavatorul nu este prevăzut cu atâta debit de ulei. Deci el nu se învârte, pur și simplu. Îl pui să miște erulea. Nu, noi facem o adaptare. Îl schimbăm. Activitate și planul este foarte elaborat și e foarte bine structurat. Exact cum spunea și ceilalți colegi. Dacă s-ar putea respecta ce a scris acolo.
Adică să toaletați arborii, să se curățe șanțurile, indiferent de situații domnul Vici și domnul primar. Chiar dacă noi ne raportăm, că, na, zicem că, cum spunea domnul Blănaru, că cetățean în fața porților nu prea face, nu știu ce, dar știți cum este, că mai sunt și porțiuni, unii sunt afara cetățeanului și în afara porții și s-ar putea un pic de, să depună un pic de efort și primăria cu utilajul care are. Eu am adus în discuții de foarte multe ori pe Gălean acolo. Curge apa de la cișmeaua aia de pe Gălea și se face un pod de gheață acolo. Până ce va derapa într-o zi o mașină și sau nu ce se va întâmpla un eveniment, să vedem cine o să răspundă. Bine, administratorul este Consiliul Județean Bacău, cunosc lucrul ăsta. Dar s-ar fi putut un pic să vă duceți cu bundul până acolo, să săpați un pic șanțul până mai încolo. Chiar dacă nu este în administrarea Consiliului Local. O 50 de metri. Așa. Dar nu numai acolo. Deci, în toate curbele astea, s-ar fi putut merge să curățați un pic. Deci, măcar numai să dați drumul la apă. Că este inutil. Acum, noi aprobăm planul ăsta că trebuie. Aproba că avem persoanele care au un venit foarte redus și, sau cum se denumește, trebuie să le acordați ajutorul social. Dar, haideți un pic să facem o fluidizare a traficului, să curgă apa în mod pe șanțuri. Că ați scris că face și șanțuri. Haideți, aplicați-vă puțin așa supra probleme de pe Gălean, vă rog. Și aia... Cel mai scurt timp, primit acolo. Acum înghețată. Ai înghețat acum, dar vă dați seama. Să fac poduri de gheață, să ăsta. Nu-i doare clapul, văd că de la Consiliul Județean n-au nicio treabă. Eu am fost numai, acum, ca să vin așa cu altă propunere înainte de punctul divers, e la fel. Mașina de dezăpezit, am mai zis-o și la alte ședințe, trece întotdeauna după ce se pune în mișcare primele cursi de autobuzi. Asta am pus-o în vedere la ședința de la... Înțeles. Pe Găleam, deci aici poate pe plan la Bursănești, aici nu urcă panta, să zice, că ar fi mai cât de cât șes. La Caracolo era un pic de problemă acolo în panta aia, dar la noi pe Găleam e mare problemă acolo. Până s-a răsturnat în autobuz și probabil după aia o să se întâmple ceva. La Caracol aparține drumul comunal, aici noi ne facem. Eu am înțeles, dar... V-am spus chiar dacă se poate... Avem așa, în Bârsănești se pleacă la 5:30 primul autobuz. Da. La Brătești la 6 fără un sfert. În Caracol parcă tot pe la 5:30 sau 6, așa. Trebuie degajate căile de comunicație. Trebuie degajate. Deci noi ce aparține de drumul comunal, deci că sunt... Și la Caracol la 5:30. Drumurile sunt polițate la 5:30. Sau 5:10. La 5:30 sunt curățate. Problema e cu drumul județean. V-am spus, am pus eu, m-am ridicat personal la picioare când am fost ședința cu prefecții și cu Eonu, cu drumurile, cu tot și exact asta am spus. O să vedem pe prefect m-am adresat să iau, o să fiu alături cu mașinile de drumul județene, să nu se mai trece berzunți toate și după aia ajunge la Bursănești. Și m-am întrebat de ce. Și a spus destul de clar, la noi mașina ajunge la 9, autobuzele pleacă la 5:30 dimineața. Și în momentul când pleacă autobuzele, drumul nu-i dezăpezit. O să luăm măsuri. Deci, așa cum am discutat și cu toate contractele și cu doamna secretară, știi că se pot rezilia unul de contract, și am văzut că există doamna secretară pe care contract și punctul de reziliere, am să propun Consiliul Local, că sunt și ei consilieri și trebuie să țină cont și de satul Bătești, dar nu numai, să reziliem contractul cu cei care vin firma de desăpezire. Dar nu avem ce contract. Nu, dar nu. Noi, Consiliul Local, ai luat o inițiativă a mea sau luat ceva. O să facem către prefectură și să rezilieze domnul contract. Pentru că așa nu se țin treaba. De fapt, nu, de prefectură, de direcția. Da, bine, noi nu trebuie să vinim să cerem numai primării să facă. Deci, este și ăsta, autoritatea Consiliului Local să facă. Da. Altceva. Domnul Bornic. Deci, când a fost, când nu este aia atunci, deci pe Gălean nu s-a rămas pe mică. S-au venit de la primărie, de la putracoare, de la primăria de la Târgu Ocna, i-au făcut până sub Gălean. Păi până acolo ia primărie Târgu Ocna. Da, da, ei s-au dus pe drumul județean. Nu. Deci, pe teritoriul municipiilor și orașele, drumurile naționale și drumurile județene sunt de prioritate. Deci de acolo intră în administrarea municipiului. Este stradă. Da. Este stradă. Da. Este strada. Care aparține de Târgu Ocna. Deci, domnule, că până s-a dus, atât au făcut pe mijloc, că trebuie... Bine, asta ce-a făcut ăsta care a făcut ăsta, să poată trece pasul următor. Că dacă dezvilea mașinul ăsta, trebuie să... Dar nu e obligat să iasă la jos. Nu e obligat, ăla cine? N-ai înțeles, deci mașina a dus. Am luat de la Elegiu și am făcut până la Albele. Asta e, dacă
depindem de toate satele depind de altă localitate. Caracloul depinde sau dacă de Sărbăsa, depinde de Regiu. Bine, dată național aici. Altele depinde de raza noastră. Deci, se înțelege clar, nu poți să te duci în altă localitate. Este clar. Dar pe raza noastră ar trebui făcut. Și drumul ăsta, județeanul 116, de la punctul Gura Văii și până la Gălea, la parții din comuna Gosecea, trebuie să sensibilizăm. Eu v-am spus, cât am putut, am făcut, am făcut și adrese, am făcut și v-am spus, chiar nu știu, dacă s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat, să duci, de exemplu, la Gălea. Să duci cu la mai jos. Să duc cu la mai jos. La mai jos, să duci la mai jos. Cum nu s-a dus cu la mai jos? Nici să nu obligăm acolo unde nu trebuie. Haideți să deci e vorba de... Noi vorbim de... De exemplu, de apă, spunem, de la ultima casă, de la Rodosul și până în sat, o pus-o pe jos. Era deja... O face din punct de vedere, se zice, moral, dar nu sunt obligați. Și mai e o chestie de-a... Eu dacă pun lama de jos de aici, în special, am și aia. Deci cauciucul de la lamă, am dat pe el 7 milioane, deja e gata, trebuie să cumpărăm altul. Dacă îl pun de aici și merg pe drumul județean până la Plătești, dacă am făcut 3 curse, mi s-au terminat cu țesta. Și nu e atribuția, noi trebuie să-l păstrăm. Da. Da, pentru asfalt cu cauciucul de data. Da. Da, e rezultate. Și aia, de ce să nu-l păstrăm pentru drumurile noastre? De asta vezi. Deci nu este obligat. Trebuie să se trezească drumul județean. Aici a fost la 3 dimineața. Plus Mogorina, a făcut toate care s-a văzut. Și dacă s-ar putea, cum am explicat, un pic curățate șanțurile astea, că o să facem și face, deci mai face să trebuie să către Consiliul Județean sau, nu știu, doamne, se face pot de gheață la Cișmeaua aia acolo. Acolo de gheață. Dacă se vezi gheață, spune ăștia că o să încălzească un pic joi, bine, o să jucați să nu dăria. La Cișmeaua aia pentru tot timpul. Bine că eu sunt conștient că dacă o să fac drum acolo, mii de telefoane pe urmă, că numai ăștia cum să treacă la Cișmeaua. Am pățit aici, unde au venit care dau acele la apă sau așa. Trebuie să faceți pe lângă au făcut oamenii șanța acolo. Au făcut oamenii șanța acolo. I-am văzut un început, dar n-au finalizat. Că tot a ieșit apa în drum. N-au finalizat. Trebuie un mers cu distanță mai mare puțin. Da, și dacă nu faci, s-ar ăștia pe tine de ce ai făcut. Dar în momentul când intervii și faci că am făcut un drum pe deal, ai știut scandal, s-a făcut. Că de ce a făcut drumul Iandrei, a drumul domnului Ilie? Nu, domne, a făcut pentru asta, să văd la pădure să văd. Nu e adevărat! Pentru ce l-ați făcut? Mai sunt înscrie la... La punctul 5 înscrie la cuvânt. Spune-i cuvânt, până la trecere la deal. Și până să vă zic și... Să-mi bagă din acum, au spus, dar nu te uita la mine, că nu vezi pe acolo. Uite, șublana nu trece. Eu propun să supunem la vot și să mergem la punctul de divieră, da? Cine este pentru? La punctul numărul 5. Da, scrieți. Cine este contra? Împotrivă? Am ajuns la punctul de divieră. Începem la punctul de divieră. Începem. Sunt urmări, nu face. O dată, frumos. Dacă suntem tot la capitolul de zăpezire. O problemă care o văd de ani de zile. Și văd că nimeni nu vrea să bagă seama. Păi invit noaptea când ninge jasă, să intrați în sat cu mașină. Pentru că drumurile naționale, județene, trec la deal, trec la vale. Fac o urmă de intrare despre Bacău, fac o urmă. Dar în mijloc nimic. Dacă îi vine unul care nu știe și se bagă acolo, e victimă. Le-am spus mereu. Vă curățați un pic și acolo. Când le spun prima zi, nu faci și mai nu mai faci. Mă, sunt sancțiune, domnul Biciu. Dar nu putem face noi, că sunt numai județene. Mă, județene. Da. Și noi oare chiar nu putem împinge două ori colamă să dăm de fapt? Păi, dar eu... E siguranța noastră, a Bârsăneștiului. Deci nu e siguranța județenei. Felix, ascult aici, dacă eu am utilajul la Plătești, am utilajul dar nu a spus nimeni. Când să vin să-l fac așa repede? Dar n-a spus nimeni așa. N-a spus nimeni așa. Dar uitați că a nins de azi dimineață, eu am venit la 4 acum, aceeași situație. Când a nins mai mult zilele trecute, chiar l-am sunat pe domnul primar. I-am zis, mă, dar de când a nins până seara, când am venit tot la serviciu la 5, chiar nu a fost timp buldo să facă un drum înainte și unul înapoi pe distanță de 5 metri. Să scoatem... Și spun de ce. Buldo a... Nu buldo, tractor. Unul din lumea. Adică că buldo fără lanțul nu avem ce face. 20 de
februarie ne-a costat lanțurile. Când varză, când merge pe asfalt, să se duceți. Haideți să nu găsim motive. Dar nu găsiți motive. Vă rog frumos, gata, eu am terminat. Când termină restul drumului, vă trimiți și acolo. Haideți, vă rog frumos, nu găsim motive, pentru că ăla e pericol acolo. Pentru o mașină mică care vine din oraș. Fă și tu o hârtie, pune cetățenii, fă niște semnături să trimitem la posibilul județean. Domnul președinte, cum a spus, trebuie să inițiem. Păi, nu mai poți face și voi. Aia e în pericol pentru toți. Da, da, pentru mine inițiază o acțiune. Mergi frumos la Consiliul Județean să, și să ceri explicații. Dacă, și plus de asta, rezolvare, nu așa. Ceri rezolvare. Domnule, este drumul județean, traversează comuna noastră pe vreo 15 km. Nu, stați, 11 km traversează comuna noastră. 11 km. Să cerem măsuri. Domnule, ce se întâmplă când văd că și într-adevăr, așa este. Drumul este acoperit tot. Nu poți distinge șanțul, nu poți distinge nimic. Se pot întâmpla oricând evenimente rutiere. Plus de asta, spune clar și regulamentul rutier, da? Atunci când apare polei, trebuie sesizat la poliția sau la 112, da? Haideți să sunăm toți la 112 să vedem. Nu se mișcă nimeni. Asta este. Exact așa este, domnul vice. Nu vor să lărgească drumul. Nu dă cu antiderapant întotdeauna și în spatele mașinilor se formează polei, să știți, se formează polei. Așa. Poate să se întâmple evenimente. Și ar trebui să informăm cetățenii, dacă sunt angajați în evenimente rutiere ca urmare a drumului, să meargă să dea judecată pe cei de la drum. Sau firma care se ocupă cu dezăpezirea. Au fost cazuri când s-au câștigat procese în instanță, să știți. Așa trebuie procedat. Bine să nu avem evenimente, da. Dar e degeaba că nu Da. Eu ce să zic, e bine că ne-a dat și zăpadă, e bine că ne-a dat și ploaie și pentru agricultură și pentru apă în fântâni. Cât a fost zăpadă, eu m-am implicat personal. Știți că am purtat legătura, am dezepezit, m-am băgat pe toate ulițele, arile, nu sunt probleme. Domnul ce? Lasă vorbe prin pădure, îl vede ăla. Pe zona Lăzărești, partea aia la punctul la Ardelean. Da, stai așa, e un apă la? Ardelean, zis. E partea Lăzăreștiului. Da, dar tot plambiază pe asta. Și trebuie verificat scos la băieți. Că mereu că zona aia, Lăzărești, sare siguranță. Și partea de pe dealul porților este Mihaela. Nu, deci trebuie să verifici, e o băgată. Dar până nu verifici, să vadă de unde provine scurt circuit. Da, e o băgat cablu, dar partea e la altă, e fără cablu. E cu cablu, da. Nu, e cu cablu, da. Da, și la Lăzărești. Da, da, da. Și sare mereu acolo. Când era aici jos, unul ăsta a fost un primar, mă duceam să ridic. Dar acum eu pe gheața asta nu mă duc. Și să verifici care e problema și trebuie luat acolo, la partea acolo. Chiar în drum, sus acolo. Ați terminat? Domnul Stan. Apropo cu curentul electric, ar trebui de o primar să verificați ceasul ăla și chiar să vedem la ora 8, la 8 și ceva, să stângi bine. Unde? Din sat. Fotocelule. Nu mai sunt ceasuri, sunt fotocelule. Așa, facem o leacă, facem o leacă de economică. Așa, plătim. Dar n-ai ce face aici. La ora 7.0 de statea în opinii. Păi da, când sunt ture, când se aprinde. Păi dar vine cu o jumătate de ori, dar atât de ori care se consumă toată comunica. La 7.0 de statea în opinii. Să rețineți voi în soară. Cum ce se spune așa? Depinde de puterii și cum. A, discutăm de 6 ani de zile de acele bazine pentru pompieri. Uitați că am avut un exemplu la Caraclău în care pompierii au trebuit să fugă la Unești după acolo. Știți bine, la Mihai Pavel acolo. Vineau mașinile, plecau la Onești, vinea alta încărcată. Da. Și noi tot discutăm de 6 ani degeaba. Haideți să vreau să ne plecăm de treabă. A fost și la Marea Neagră. O să faci. Problema e că ceva. La Plătești ușor, dar noi la Caraclău este foarte greu. Dar noi acolo așa suntem. Am vorbit cu băieții ăștia de la pompieri și mi-au zis în felul următor. Dacă apa nu este filtrată, ei nu trag apă din mână. Ei puștile astea ce au adus, acum sunt ultra moderne și nu vor să strice
Dacă o prinde cu mătreață... Mătreață, pietre, bă. Vă dați seama, la plătește ușor, că îi dau unul din izvor, e altă treabă. Dar și acolo faci mătreață. Și acolo faci. Chiar dacă e rezervat de la afară, tot faci mătreață. Dar e ce trebuie făcut ceva? Deci trebuie o investiție mare, cum ar veni. Am eu, dar poți cere ăsta, doar cât? Dar lăsați să spargă apă și după aia ia dreptul. Domnul Blănar, ați terminat? Da, mai încă o problemă. Am văzut săptămâna trecută că se inițiază pe postul guvernului, rămâne, nu rămâne ministrul care, dezvoltării care era, se inițiază ca din traversarea asta de gaz, să se lege satele la gaz. Pentru că să se oprească tăierea pădurilor. Și poate acolo avem o șansă, că proiectul ăla nu este. Dar nu mai e la... Deci acolo unde sunt magistrale, chiar așa se exprimă ministrul. Unde sunt magistrale, unde trec magistrale prin localități, obligatoriu va trebui să trecem să legăm datele, indiferent de câte persoane se leagă. Poate vor face altă variantă care a făcut-o la nivel. Dar nu, haide să fim pe fază, să fim aproape, ca să câștigăm. Eu un câștig. Mai stai cu puteria toată. Vă spun sincer că mie mi-e frică să dăm iar proiectul ăla. Deci în 2012 ne-a costat aproape un miliard l-am actualizat. În 2013 s-a schimbat legea, nu mai fost valabil. Înseamnă că eu am avut discuții azi la fondarii la servitorul corp și înseamnă cu oamenii mi-au zis corect. O zi, doi, băie, vă degeaba spune. Voi dați municipalul de băgați în cazul medalul înțelegi. Voi, primării, la așa nu zis. Dacă vrea, le dau proiectul actualizat în 2012 și trimis cu număr de registrat de la Ministerul Dezvoltării. Nu vrea. De exemplu, la Cașin s-au racordat 170 de persoane din toată comuna Cașin. Domnul primar, trebuie tot așa procedată, mers cu un plan, prin proiect. Nu, dar, deci, cum a prezentat ministrul dezvoltării, nu este necesar un număr de persoane. Deci, indiferent de câte persoane se vor plăca, pentru că ei se leagă în primul an atâta. Domnul răspuns, știți, de la vorba de ministru, până la specialist, e distanță mare. Haideți-vă vezi într-o fază. Livezele au gazele băgate, adică magistralele, de 4 ani, 5 ani. De când se săpată? 4 ani, 5 ani. Deci nici la ora actuală, cât s-au bătut ăștia cu un lupier, n-au obținut aviz de la drumul să poată traversa drumurile, să face și pe partea dată de drum. E distanță, n-am spus, e distanță mare. Una să vorbește. Intensiv, alta este când se realizează. Și gazul este băgat de un gaz. Deci ei au venit și în funcție de ce ei scot bani după ce fac un așa lucru la nasa, da? Domnul Bărlar. Așa nu zice zilele care trece de locația la asta în Băsărnești, când vine pe locația la Băsărnești, să aibă materialul altul de la ta. Ei ajung fără material. Îți dă în altă parte. Și cum ajung în altă parte material. Și a doua la mână, când mă dați zăpata, atunci trebuie să vină pentru lucruri. Dacă două mașini mă acumulă. Eu dau o două leagă de la mijloc și atât. Și atât. Atât. Și pe urmă când trecem două mașini mari, nu mă deci, trebuie, după ce se oprește zăpada și nu mai vine, așa au făcut, nu făcut așa tura asta? Cum? Tura asta, nu făcut așa, acolo. Făcut-o, dar... Nu. Dar nu faci din prima, așa. Nu. Da, păi, dacă îngheață, dacă îngheață, nu poți să mă ridică. Să văd atunci când nu îngheață. Asta mi-a zis. Deci când dacă este mașina, prima oară o face ca să poată să se circule cât de cât și a doua oară îți văzut. Deci o menține, deci când ninge, se pune înapoi, o menține drumul. Dar dacă s-o opriți zăpada și înainte de a îngheța, trebuie lăsit. Că dacă cauți să lăgești când a îngheța, nu poți să mai. Nu, dar la afirmația domnului consilier. Tot legătură cu drumurile, dar eu am vorbit cu domnul Vince, n-are rostii. Mai spun, mai ține de eu răspund ce se întâmplă. La ce? Cu risipul? Da. Nu se Așa și pe care acolo plecam, a
construcțiilor au fost puse balast înainte de a linge. Deci a fost numai parte spre mănăstire, domnul. Da, doamna, da, am pus și noi pe unde au fost mai când am pus la voi din patinață în balast, nu am pus pe partea aia la altă. Asta trebuie să pun și noi așa. Acum am zis că patinezi în oroi. Deci asta e. Veni să facă. Chiar acolo, unde între gamanul și... Mai e o chestie. Haide acum că ajungem și la aia la altă. Mai trebuie să pun și oia cu oamenii de pe acolo să-și mai curiți un pic. Păi da, dar haideți să-i aducem în caracol. Deci sunt o casă locuibilă, una părăsită. Una locuibilă, una părăsită. Dar tu zici de ce am făcut la mașină și am lucrat acolo cu toate cu baile. Am făcut. Și o întrebare. Când e termenul limită pentru depunerea cerurilor la lemne pentru anul acesta? Da. La ce la zori, dar nu s-a trimis, s-a trimisat tabelul. S-a trimis? Da. Dar noi... cerele personale de către oameni. Noi am trimis necesar. Păi da, și noi când trebuie. Dar lucrurile sunt și afară. Nu am știut, eu acum mă întreb. Asta e? Da. Iar cu casa verde, cu panouri... Dar n-am înțeles să spun. Nu mai lucrează cu primării. Lucrează cu spate. Direcție site-ul la... Agenția Națională. Cine vă spune? Cine vă spune ca să pot să faci? La ce? La întrebarea. Care e termenul limit de depunere a cererii? Nu știu. Nu știu. Vedeți? Care e termenul? Termenul când e 18 august. Da. Da, dar la noi lucrurile, noi suntem în amenajament și ultima ședință o să fie în luna aprilie. Se încheie toate datele și în luna mai se începe exploatările. Atunci o să depun cererea astăzi și ce documente trebuie. Cum îți dai prin telefon? Trebuie codul numeric personal și la gata. Numele, prenumele, codul numeric personal. Și cantitatea. Și cantitatea este tot limită? Păi da, dacă o să fie 100 de metri cubi, o să dăm nu, câte... Nu, nu, da. Dar dacă vine gazul, da, nu da. Da, pentru că nu trebuie să fie... Nici prea 20 de metri cubi, dar 5 metri cubi, 10 metri cubi. 10 metri cubi. Deci casa să scadă. Da, bun. Bine, mulțumesc. Doamna asta. Păi, problema era tot cu iluminată, dar vă vorbesc cu colegi. Domnul Ivora, o să vedem ce e. Vreau să pun o discuție din informații pe care am și din opiniile care mi-au fost exprimate. Se pare că nu s-a dat acel ajutor către Biserica de la Brătești. Da, da. Clar. Păi, dar noi am votat din bugetul de la Brătești. Nu, ascultați-mă. Deci în bugetul de pe anul 2017, care tocmai a trecut, noi am aprobat pentru toți. Îl eliminăm satul Brătești din Comuna Băsănești? Nu, de manul ăsta, domnul. Am vorbit cu preotul. Și la apelea de n-am venit în timpul ăla când era. Vă spun. În timpul ăla când au fost bani, n-au venit. Au venit foarte târziu, când eram în criza aia și nu am venit să revenim. Păi, dar și-au făcut actele, păi nu și-au pus nici actele, nu și-au pus nici actele. Păi, acum și-au făcut actele, au vorbit cu dânsii și alte. Și i-a zis, când să facem documentul? Am vorbit cu cea o sumă cam... Cam văd la urși 20 de aici, am votat cu toți. Bun, dar banii se dă. Nu, banii am vrea ca să rămân. Asta. Dar n-am avut discuții, n-am avut nicio problemă. Încă chiar domnul Genet ne-a spus, nu trebuia, nu trebuia să vin să-i iau. Nu trebuie, dă la acolo. Nu-i trebuie de acolo. Era bunul înțelegi dintre greu. De ce? Dar n-ai trebuie să vin cu justificare? Am înțeles, domnul. Dincolo de orice Consiliul Local fiind suveran la nivel de comună, trebuia să se aloce așa cum s-a stabilit în cazul. Da, da, baza documentației. Baza de acte. Dar nu a făcut acte la timp. Încă dacă îmi stau bine și mă gândesc, preotul de la Arme, în decembrie. Da, da, da. Așa este. Că este nou, nu? Da, cel nou. Mai era multe de la zile de cheia, nu știu, la anul bugetat, și domnul Mai avem?